În azilul pentru maidanezi din Chișinău locuiesc peste 400 de patrupezi, iar numărul acestora crește pe străzile capitalei de la o zi la alta. Fiecare câine adăpostit aici are o poveste unică, iar de multe ori una tristă. Prieteni le sunt doar voluntarii și angajații azilului care îi îngrijesc și speră că într-o zi fiecare câine de aici își va găsi o familie. Bogdan, un câine de rasă alabai, nu se desparte de prietena sa, o cățelușă zurlie, Mașa. Angajații azilului spun că Bogdan a îndrăgit-o din prima și suferă mult când Mașa se desprinde din lanț și aleargă pe teritoriu. Patrupedul refuză să mănânce și să bea apă atât timp cât prietena sa lipsește. Amica lui, o cățelușă de aproape 2 ani, a fost abandonată de stăpânii ei, care au legat-o de un copac și au lăsat-o în voia sorții. У нас с ним сформировалась пара. Они друг без друга не могут. Он очень спокойный, даже собаки к нему подходят. Он ни разу не агрессировал ни на одну собаку. Ни одну он не укусил. Он сразу с рук стал кушать. Они никогда не предадут. Они тебя больше понимают, чем человек. Богдан есть un adevărat gentleman, spun îngrijitorii. Почти неделю они жили здесь в будке вместе. Она спала в будке, он ложился рядом. Сыпал кушать, наливаешь воды, сначала идет она, потом кушает он. Angajații spun că depun eforturi pentru a le oferi acestor ființe o viață mai bună, îngrijindu-i și oferindu-le dragoste necondiționată. Eu îi spun că prieteni, că doare suflet când vezi că nu-i poți ajuta întotdeauna. Unii câini au norocul să fie adoptați de cetățeni străini și să se mute în țări europene. Doar anul trecut, 15 patrupezi și-au găsit casă în străinătate. Este și cazul lui Malâș, un câine impunător, dar blând. Malâș se pregătește să plece în Italia, unde va ajunge la o familie iubitoare. Acum o lună, cățelușa Juja, de 11 ani, rămasă singură după moartea stăpânei, a fost adoptată de francezi. Șeful interimar al întreprinderii municipale Supravegherea și Protecția Animalelor, Ruslan Darie, susține că abandonul animalelor de companie este o problemă gravă în capitală. Deseori, oamenii nu-și asumă responsabilitatea, iar câinii ajung pe străzi, unde sunt capturați de serviciile specializate. Câinii fără stăpân, capturați de pe teritoriul parcurilor, instituțiilor de învățământ, în diferite de formă, instituțiilor publice, terenuri de joacă de copii, pieți, sunt capturați și sterilizați toate procedurile. Ulterior sunt plasați la azilul municipal. În toată duminica sunt ziua ușilor deschise, unde vin minimum 10, 12, 15 voluntari, minimum asta. Voluntari vin care au grijă de maidenezii de pe teritoriu, le aduc hrană, le aduc ceva, au o grijă deosebită. La adăpostul pentru animale din Chișinău vin după patrupezi și oameni din alte localități, spun responsabilii din cadrul întreprinderii. Cei care decid să adopte unul trebuie să semneze un contract prin care se angajează să îngrijească animalul. Acești cățeluși au fost abandonați și găsiți astăzi de angajații azilului municipal Chișinău. Ei sunt foarte blânzi și prietenoși și își caută o nouă casă. Azilul municipal de animale, situat pe strada Uzinelor 205-6, primește vizitatori de luni până vineri între orele 9 și 16. Primăvara, vara și toamna, în fiecare sâmbătă aici, sunt organizate târguri de adopții, în cadrul cărora vizitatorii au ocazia să interacționeze cu patrupezii și să își aleagă unul. Câinii sunt deparazitați, vaccinați, sterilizați și abia așteaptă să își găsească familiile de care au atâta nevoie.